Da, prieten, după cum v-am spus, am revenit aici la construcția asta. El este Meisterchef. Uitați-l, al bătrân care lucrează aici la un acoperiș, după cum v-am spus. Și am venit și eu aici ca să îl controlez și să văd dacă e bine. Dar sper că e bine, după cum se vede. Și mai așteptăm acum să vină un băiat să aruncăm cintura sus pentru a pune acoperișul. Are aici materialul. După cum vedeți, casa asta mică va veni dată jos și apoi va veni alta ca să fie legată cu asta aici. Da? Deci v-am spus că o să vin aici și o să vă arăt construcția care o să lucrează acum. Da. Să vedem aici ce se întâmplă. Ia vedeți, prieteni. De scara asta de unde ai luat? Asta e scara mea, nu? De la mine. Nu e? Eu cred că e scara mea. Asta e, a mica e scara mea. Asta e, dar erau două. A, una am dat eu. Uite, asta e cam jos aici. Dacă vine ciment aici, tocul ce faci aici? N-ai, nu sunt maestri buni, prieteni, nu sunt aici. Aici nu este, nu este ceea ce știu eu. Ia, nu puteai, ba puteai. Uite, sub ăștia, uite, ăștia nu sunt în nivel, ia uite. Dar tu ce era să fac, că nu sunt piroaiele, bă. Piroaie de aia, gros, așa, că nu mai pot mâna. Da, prieteni, vedeți, aici construcția. Care v-am spus, ha? Păi da, e prea înalt. E înalt mare. De ce ai făcut? Taure cintura, taure bine la tine. Vorbește pe românește, că nu înțelege lumea. Da, ce spui tu? E înalt, frate, asta e prea înalt. Nu e înalt, nu e că vine tornat, vine bine deasupra, e mic. Păi tu aici așa cât îți vine? Ia să vedem. Fierul aici n-ai pus? Unde e fierul? Fierul ca să pui în asta, n-ai? Da? Nu cadă molga, vino și tu aici. Vino și tu aici cu mamaia. Da. Unde sunt maestorii? Ce te urcași acolo? Am venit aici ca să controlăm, băieți. Da. Ia vedeți, prieten, pe Olga cu geanta. A adus banii la maestori. A adus să maestori, că nu mai sunt aici. Acum vin. Dar e mică asta, cât ai pus aici cintura asta? De 10? De să nu cazi tu cu telefonul în mână. Mai groasă nu puteai să o faci? Nu. De ce nu? Nu, tată. Așa cere mie, din spate, colea. E la nivel de furtun? Da. Eu nu cred să fie la nivel de furtun. Așa cere, tată. Să nu cădeți de acolo. Să te ferezi, bă, căzul ăla. Da? Căzul odată jos. Care? Livi? Domnul. Un român. Dincolo, la casă. Da. La mine? Da. Ia vedeți, prieteni, aici așa este o construcție. Eu cred că e prea înalt acoperișul ăsta, după cum vedeți. Nu mai greu. Coma și... aia așa cum vine așa. Ui, coma, torcolo. E ușor acolo, nu? E prea înalt. Dar nu știu acolo mai știi câți metri pătrați păi sunt aici? Măi, e toate, de aici și mult, dar mergem pe la primă, e bine și te nu? E? Da. Da. Ai pus colțarii să se prinde în beton? A, fer, beton. Pe colț, trebuie să faci colțul. Ca să fie turnat și colțul. Păi nu poți să faci așa cum... Trebuie colțarul făcut. Uite, colțar acolo, colțar, colțar, colțar. După ce pui tabla, te ajută bundală, tabla. Bă, plasă, mare, să trai. Bă, omule, trebuie colț turnat până în capăt. De ce n-ai pus blana să faci colțar? Acum fac, cum fac. Acum faci colțarele. Da, că l-am auzit pe sare.
Trebuie să fie turnat și pe colț, ca să fie prins tot zidul. O, bătută așa, nu mai puteam, ia uite ce piroaie. Nu mai pot mâna. Pe bur, ce piroaie, nu văd, ca pedește. Dar de ce n-ai băgat cu șuruburi? Șuruburi. Ia uite. Ia șurupuri, ia uite ce piroaie. Păi astea sunt mari pentru lemnele astea. Piroiul trebuie să intre până la jumate. Da? E înalt, e înalt prieten acoperișul ăsta, ce ziceți? Cât are sus așa? 2 metri și? 3 metri. 3 metri? De unde la 2 și ceva. Cu... De jos e 3 metri. Păi de aici de la bază, asta da, e centru. De bază, 3 metri sus. Acum nu mai rămâne 3 metri. Că vine cintura, vine treastia și nu e mai puțin. Păi dar tu calculezi de acolo, ai 3 metri asta? Da. Minus cât îți vine? Cintura și prăștia, minus 20. Ai rămâne 2,80 metri. 2,70 metri. Ai 30 acolo? Da. 2,70 metri, e bine. Nu știu, prieten aici, așa este matematica lui cu... cu Livi de vine acum. Să vedem, să întrebăm și pe el cum se poate face. Sper că... Da, acolo... Vezi unde ai legătura. Băi, ce bătui acolo, băi. Nu, că nu e ce-a bătut și acolo. Acolo îți trebuie o bucată de lemn, uite cum e la jos, așa. Te fac așa. Și pui una laterală încoace și una acolo, ca să fie prins. Că acolo, dacă nu pui, e balans când pui alea. Dacă le eu cu alea. Uite. Nu e bă, tu mi se pune de restia. Noapte. Mâine mergem, da? Ia uite un din Bogdan de sus, să nu cazi Bogdan. Păi ăștia sunt afromis până când... Și uite, ai dat cu piroaie în el. Nu, două cuies trebuie aici, decât să-l ține. Până vii, uite aici. De ce nu l-ai pus tu întreg? Și l-ai pus tu amintea aici, dar nu joc. Că n-am bine, le băm cața cu tău. Ăsta ce fac? Vim cu un lemn din Corea. Ori dicolea, până colea, dicolea de jos, până colea. Păi ia, asta... Tot ce lemne, că nu mai am lemne. Bucățile de rămâne tăiate, uite alea mici, vezi? Alea de mici. Le pui adausul, da. De aici până aici, ca să se leagă. Două piroaie, uite, că asta nu e stabil. Iată, teretea nu ajunge. Bilele mai trebuie 8. 8 bile. 8, să văd. Și cât e una? Bolaua ăla care are carcerul. Să mai am din la el 10 bine. Și îți dă? Să văd acum cu bolurile cu el. Pa, îți dă dacă ți-a dat și mai trebuie materiale. Și cu bine ăla cumpără el. Lui Gogu. Da. Cumpără lui Gogu. A, i-ai de la Gogu? A. Trebuie să-l luăm, că n-ai ce să faci. Nu trebuie să rămâi cu el așa neterminat. Și cât saci de ciment ai pentru cintura? A? Saci de ciment, cât ai aici? 6. 6 cu vac. Ăla, scântă, cu ăla. Și-o stația cu 3. Trebuie să-ți merge 5 cu 5, 10. Nu merge toate. Ba da. Uite aici, nu prea e lucrarea bună. Ce faci? Controlăm băieții aici. Dacă merge 2 saci. Nu merge mai mult. Asta. De ce ai pus-o pe asta pe mijloc? Să ține ăștia? Aha. A venit cu ăla. A, jugul. Bogdane, poți să iei telefonul? Să filmezi acolo. Dar nu poți să te apeci. Să ajung eu, că ajung eu mai bine. Bă, cazul dată. Așa, filmează și mergem, dar drumul telefonul. Și... Ia și filmează tu cu Iorica. Da. Vorbește cu Viorica. Da, dar arată la fan, să vadă cum e acoperit și când. Vorbește cu Viorica. Viorica, zici ceva la fanii lui Bogdan să se aboneze la canalul lui. Că a venit aici să te ajută la casa lui Dobrina, copilul ăla din Italia. Să se aboneze la canalul lui Bogdan, originalul de la Strehaia.
Nu știe. Așa zis să aboneze. Spune și pe la abonare. De rușine, a luat o intimidare. A venit aici să-l ajute, uite, să facă casa acolo. Bogdan are o suflet mare, a ajutat toți frații lui. Zi, Bogdan, cum e? Cum e copilul tău, Bogdane, cu minte? Ia zi la fan. Cum e copilul tău? Zic că tu ești mama lui. Cum e copilul tău? E cu minte? Cum e cu minte, e bine. Te-ai înțeles că el tot timpul, nu? Da. Din toți copiii. Da. Am înțeles poster. Foarte bine. Ea l-a ajutat la casă. Ea e sprijinul. Ea a ridicat la casă de jos până sus. Ea a încărat la ăștia. Ea face da. Ca un bărbat. Da. Eu l-a ajutat la orice. Da. A venit și mașina cu piatra, a luat-o, eu am dat 4 milioane. I-a ridicat toți. Da, piatra, aici, cât ai dat pe ea? Pe asta trebuie să turnați acolo centura. Da. Da. E bună de ea, de turnat. Da. Berișoara lui Bogdan, care merge la patroana. La patroana, da. Păi te așteaptă patroana, când mergi? Mâine. Să vedem ce facem asta și plecăm. Da. Om la Itachia lui! Și bolnav, sărat, și bolnav. Nu, mă, ce bolnav că are, uite, pe Viorica. Viorica? Viorica-l țână, Viorica-l țână. Doamne, unde Bogdan? Să nu cazi Bogdane de acolo. Lucrează prieten, dacă aveți nevoie de acoperișă și zidărie, el este aici. Îmi trimiteți ceva în privat mesaje și eu îl iau și vă duc, vin duc acolo unde... Aici e casa lui fratele lui Bogdan Dobrin, da. Care este în Italia. Și al bătân construiește casa și fără el că îi trimite el Dobrinul materiale, bani de a făcut casa. Nu e nicio problemă. Viorico! Ia uite pe Viorica, prieten. Viorico! Ei! Bă, mâncarea, să mănâncă oamenii! Auzi. Ascultă. Mâncarea, să mănâncă oamenii! Da! Hai! Da, e ok. Uite, vede tică. Ce dai copilul meu, zic, copilul meu. Da. Zic că ești da, prăteți, după cum ați văzut, ia zi, Nadia a plecat da. În Germania la copii. Da, a plecat la copii. Da, e cu minte, mă înțeleg da. Foarte bine cu ea. Da. A fost și așa, a filmat cu Leo acolo. Ca să intre și în telenovelă. A vrut să intre și în telenovelă. Da, când am dus-o acolo cu bagajul da. De anima pupat da. În față. Da. I-a părut rău, a plâns. Când a plecat în Germania? Da, plânge de viu. Îi plăcea la noi aici, nu? Dacă aici a crescut. Asta când a venit mi-aduce iar ceva. Ți aduce, nu? Bă, cu asta te dai să-mi te cazi pe ăsta, bă. Nu cazi? Să te vadă copilul tău, Dobrin, că muncește aici. Da, om ca el. Nu ne-a costere. Da. Da, lucrează la fiul său, la Dobrin. Hai să aducem buraia, betonerea, să o ducem cu ea. Păi și poate Viorica să aduce betonerie, singură. Singur, ai nevastă tare, zău, împărcare. He, he. Tare împărcare? Da. Și a nemerit Costel nevastă tare, ca un bărbat. Păi ce face ea? Ea face... Ia, ia, uite, ia, uite, ia. Ca un bărbat. Ia-o acum. Ia-o acum. Tu faci. Tu faci betonul. Singură. Ce faci, Viorica? Vede, Dobrin, că tu faci singură. El știe, Dobrin. Nu știe, ia să se vadă acum. Cum faci tu cu asta? Ăsta. Dar să nu mă pierd de vedere, să nu mă pierd de vedere, să nu mă pierd de vedere.
Viorica face ia betonul să toarnă praf aia cintura. Dă-mi tăia cu totul. Hai să-mi face să-l citesc pe tine. Doamne, mi dau și un amul. Cărătă scoți din cameră, când uite pe asta păcătine, dă-l în aceea. Dar am mărit o mână. Salut, salut, prieten, sunt aici pe la țară, am văzut poporul meu cu varmea, pleacă unde? Craiova, la Craiova. Restaurant. Da? Bravo, da. Mă bucur. Vreau să mă distrez cu ea. Da? Și ce a fost aseară pe aici? Da, a fost mici, a fost în orice punct de vedere, a fost distracție la Mania și acum cu mare plăcere mergem la Craiova, mergem la piață, mergem la supi. În toate părțile. Îmi place, mulțumim la fratele meu și la doamna. Doamna Olga. Da, ne-am întâlnit cu tine aici. Da, foarte bine, ne bucurăm. Bine faci că te duci cu nevastă, duci la oraș, că aici nu e da. Ca la oraș și la caravana. Nu, într-adevăr, așa e. La țară, nu? Da, ne bucurăm. Oamenii își spune ce oraș că e acolo la caravana. Ne bucurăm da. Mai mult că ne întâlnim eu. Da. Da. Da, vă rog, dar vină să-ți dau o cafea ceva, că nu, no. Am băut, îți mulțumesc. Aici, da, da, este două, sunt două. Da, da, altă dată. Te întorci până de seară, nu? Deci da, foarte și bine. Mă întorc, mă întorc. Bine, vă rog, atunci ne așteptăm și ne vedem. Hai, îți mulțumim. La revedere. Vezi? Da, uite, să duci odată pe săptămână la Craiova. Și o duce la un restaurant și zice că a distrat. Uite, ești... Așa trăiesc ei. Da. Vedeți, prieteni, aici așa e o stradă care duce în deal spre români. Și asta este strada noastră de țigan. Uitați-vă. Aici așa. După cum voi aveți strada voastră. Suntem noi, pe care suntem așa cum știți. Da. Uite, copiii pleacă la școală. Cailea Jimmy! Păi mama aia Kylie! Ia mâncă! Țiganii noștri, după cum vedeți, prieteni. Da, bună dimineața, prieteni, suntem aici pe undeva pe la țară, după cum vedeți, suntem aici la țară, avem și capre aici, ia vedeți, vă place de caprele noastre? Caprele lui bătrân, da? Le-a adus aici, la mine, să mănâncă și niște lucernițe, după cum vedeți. Ce spuneți, prieteni? Ajuns la țară, după cum v-a spus, aici se aude câini, se aude pui, rațe, animale de toate. Înțelegeți? Da. Și trebuie să mergem acolo, cum v-a spus, m-am trezit cu comodă, cum vedeți așa, de dimineață. Bă, dar latră câinii la ăsta, bă, bate-te, nu am să te bate. Da. Da, prieteni, acum mergem să dau un cafe acolo. Aștept pe Olga să se trezească și e bine. E mușa e bine. Înțelegeți, prieten. Da, hai, Olga, nu mai ești gata. Da, prieten. Mamaia ne așteaptă acolo iar la cafea.
cum vedeți. O, Gibi, ce faci, Gibi? A venit și nepotul, m-a trezit, Gibi. Spune-le bună dimineața la prieteni. Bună dimineața la prietenii noștri. M-a trezit Gibi, a venit la mine aici ca să mergem la cafea. Mamaia, unde e Gibi? La market, cred. La market? La magazin, cred. Aha, la magazin. Da, prieteni, după cum vedeți, suntem aici și trebuie să mergem, să vedem și cu albătrâna acolo, cum v-a spus, cu acoperișul ăla. Să-l ajutăm și pe el. Cum vi se pare țara pe aici? Cu găini, cu animale, cum ați auzit, cu câini. Ce ziceți? A? Asta e strada principală de care merge spre centru sus la români. Și în jos este strada la țigan în centru. Pentru că noi suntem separați, românii sus și noi jos. Înțelegeți, prieteni? Da. Ce bine să te trezești de dimineață aici la țară și să auzi câinii, cum deja ați auzit, lătrând, găini, pui, animale. Vă dați seama? Da. Olga, ce face? Nu se mai trezește. Olga, hai că așteaptă nepotul, Olga! A, prieten. E lumea acolo, Gibi? Nu e, a? Treaba că de prietenii noștri de pe aici, știi, că te duci acolo. Vă dați seama. Trebuie să stai de vorbă cu prietenii, cu fanii noștri, cu lumea noastră. Înțelegeți? Și nu vreau ca să stau mult, că are albătrân acolo, a început la acoperișul ăla și trebuie să merg acolo să-l ajut și pe el, să vedem ce facem. O să vedeți filmarea și o să vedeți tot, nu vă mint și nu am de ce pentru asta am venit la țară. Să-i facem și noi ceva acolo, să vedem cum și ce. O să vedeți și stați alături de noi, că o să facem și vlogul acolo cu Gibi pe spate. Rămâi cu mine, Gibi? Rămâi cu mine, da? Hai, ne revedem după.